Seara petrecerii a debutat pentru Raluca și Alex cu o discuție profundă. Ți-a recăpătat privirea pe care o aveai în... Zici tu? În prima zi, mulțumesc. Cu ce era? Apreciez. Poate te-ai reușit să te topești? Doar pentru oamenii care merită asta. Și o să fac tot posibilul să-ți demonstrez că merită. Da? Da. Sunt curioasă cum o să faci asta. Prin felul meu de a fi și prin fapt. Ai văzut, mă pricep la metafore. Pot să le spun. Dar dacă nu le simt, nu ce să le spun. Și cum o să spun de acum ceva? Dar cum, dacă tu ești genul care folosește metafore, cum ai putut să te oprești? Dacă ăsta e stilul tău. Pentru că m-am mulat pe un tip de persoană, m-am mulat pe un tip de femeie pe care am considerat-o eu după ceea ce am văzut, că nu neapărat care aprecia, că ar fi în filmul ăsta metaforic, știi? Păi da, dar nu te înțeleg. Ce ai văzut la televizor care te-a făcut să folosi stilul ăsta? Era foarte serioasă. Iar eu, cum ți-am zis, mă mulez pe persoanele care sunt lângă mine. Nu mai dau ochii peste cap. Păi da, dar prima dată trebuie să cunoști persoana. Păi asta am zis că am greșit. N-am reușit să te cunosc mult mai bine. Nici acum nu te cunosc mult mai bine. Și acum, practic, ți-ai coborât nivelul. Nu mi-am coborât nivelul. Nu am niciun nivel pe care să-l cobor. Și când ai zis faptul că m-am îndrăgostit de tine, chiar așa e. Și se pare că prezența Ralucăi este pentru Alex cheia reușitei unei seri. Nu le place așa. Unde e grea? Mă gândeam că mă întreb ce fac. Te gândeai? Păi am văzut ce fac. Cum stai? Așa că am putut să termin țigara. Da. Ești ok? S-a întâmplat ceva? Nu, s-a întâmplat ceva. Nu. Nu, vrei să scrii și tu? Nu. Doar te căutam. Pur și simplu. Da? Da. Unde mă căutai? Am fost afară, am fumat. Și m-am venit aici să te caut. Vreau să-mi petrec seara lângă tine. Nu departe de tine. Și nu mai seara asta. Tot restul vieții. Dacă o să vină și din partea ta, da. Și sper să ajungi și tu la ceea ce trăiesc eu. Poate de tine. Și dacă o să ajung întotdeauna, o să mai simți? O să simt întotdeauna. Ți-am zis că o să am toată răbdarea din lume. Și faptul că nu te-am văzut de seară, crede-mă că a făcut să-mi fie mai dor de tine. Da? Da. Nu te-ai mai îndrăgostit așa repede? Nu. Se pare că te-ai îndrăgostit repede? Da, și m-am îndrăgostit frumos, de repede. Și asta mă face fericit. Și chiar dacă o să dureze foarte mult timp până să simt și tu același lucru, nu e nicio problemă. Eu o să mă îndrăgostesc mai mult și mai mult și mai mult în fiecare zi. Dar așa cum am spus, Alex nu se pricepe doar la vorbe dulci. Se pricepe și la fapte de același calibru. Alex? Așa te sărut, că-mi vrea. E coloana mea la mijloc, adică e tot ce am corpul ăsta, cu ăsta am... Să am grijă de coloana ta. Mulțumesc că m-ai dat ocazia să te cunosc. Să mai petrec ca să zic ceva de putin. A, nu se poate, pare rău. Cum fac despărțirile, Alex? Alarmă falsă. Ușile nu s-au închis, așa că Alex a putut petrece nu doar 10 minute, ci mult mai multe alături de Raluca. M-am confirmat încă o dată. M-am confirmat cea de-a trecută și m-am confirmat și acum. Eu nu înțeleg asta, adică tu conștientizezi că ești drăgostit și mai ai nevoie de confirmări? Confirmă fiecare zi chestia asta. Cum? În ceea ce simt, cum mă simt lângă tine.
Uite, era, era o melodie și nici nu simțeam că cântă. Bă, serios, simțeam că sunt doar acolo, lângă tine. Uh-huh. Și perfect. Mă simt fericit. Ce drăguț! Nu știu ce mă răspund. Dar ești fericit, nu pot să stau așa. Cea mai frumoasă zi din casa mireasă. Da? De ce? Nu știu, m-am simțit și m-am seminat. Doar pe atât? Am nevoie de lucruri mari ca să mă simt mai. Păi ce te-a făcut să te simți asemenea? Faptul că am stat lângă tine, că am stat în brațele tale și că tu ai stat în brațele mele, am făcut să mă simt mai. Și acum mă simt mai. Știi că nu mă grăbesc. Păi nu vreau să te grăbești. Pentru că dacă o să te grăbești, o să mă simt cum ce sunt. Inconfortabil. Și am calcul și că nu ai o certitudine din punctul meu de vedere și că dacă, nu știu, ți asumi cunoașterea asta, îndrăgostit fiind, să nu ai nicio surpriză neplăcută și să spui că, nu știu, te-am blocat sau că... N-am să spun niciodată nimic din lucrurile astea, ți-am mai spus, eu sunt fericit că m-am îndrăgostit de tine. Ciola, mama, ciola, au... Doamne, și mă gândeam că pun întrebarea acum când am văzut și ce melodii v-au pus colegii mei, așa numai bune de întrebare. Foarte frumoase. Și când colo, bă, era Luca. Nu ne grăbim. Nu vă grăbim. Luăm lucrurile pas cu pas. Ca domnul președinte. A doilea mandat, așa și voi. Veniți și sezonul următor, dacă nu vă grăbiți. Siguranță, nu. Dar totuși au mai evoluat lucrurile, așa da. Nu? Adică din ce în ce mai aproape. În imagini nu prea apare, dar în realitate, da. Păi, dar nu că eu judecând după imagini, că doar eu nu stau cu voi în casă. Fix după imagini. Și eu simt că lucrurile au evoluat puțin. Da. Da, ești așa mai încrezător, nu? Da, mai ales și după date-ul de astăzi. Ați avut și un date? Da. Să nu spuneți că e cu întrebare ceva? Nu, ne mai așteptăm. Ok, mai așteptăm. Păi, dar ce să facem? Ce avem de făcut? Așa. Dar tot suspicioasă. Da. Adică nu neapărat suspicioasă, chiar vreau să îl cunosc și să văd dacă tot ceea ce spune este real, dacă o să fie real. Adică câte texte poate să aibă un om? Alex a dovedit că are și... Dar n-a mai folosit texte. Da. Acum încerc să-mi dau seama dacă el chiar simte sau sunt texte. Dar hai să ne gândim altfel. De ce... Ar zice așa? De ce ar zice că e îndrăgostit și dacă n-ar fi? Ce ar avea de câștigat? Aș avea foarte multe argumente, dar nu vreau să creez povești și să dau idei, nu știu. Dar nu trebuie multe. Dăm două, dă-mi unul. Aș prefera să mă asigur că, nu știu, nu vreau doar să împărtășesc aceste idei, pur și simplu vreau să mă asigur că Alex este ceea ce... Ai tu niște suspiciuni? Adică suspiciuni, nu. Niște gânduri. Da. Uh-huh. Și vreau să mă... Nu vreau să fac un pas greșit și apoi să regret sau să-mi pare rău. Adică lucrurile le iau foarte serios și încerc să-l cunosc. Iar pentru mine un sărut e important, dar, și nu văd care ar fi rostul să mă sărut și peste două săptămâni să spun că nu, Alex nu e ce-mi doresc. Vreau să mă asigur că e persoana potrivită. Da, da. Și acum, la modul real, se mai poate întâmpla și așa. Că... Da, dar prefer da. Să, nu știu, să-l cunosc mai bine înainte de a face pasul ăsta. Cel mai ok e așa, da. Să nu lăsăm. Da, uite, vorba e, dacă te blochează. Apropo, vin niște concurenți noi, cât de curând. Foarte curând. Dacă mă blochează? Nu vei fi dezamăgit de lucrul ăsta. Acum ce să spui și tu? Nu, cu siguranță, spun ceea ce simt și ceea ce voi simți atunci cu siguranță. Nu am de ce să fiu dezamăgit. Sunt fericit că am reușit să mă îndrăgostesc de ea. Sunt fericit că o cunosc. Asta înseamnă că dacă mai vine o fată și o să vină, nu o să te intereseze să o cunoști și tu cum se întâmplă în casa mireasa? Nu? Nu. Păi nu văd de ce să o cunosc pe ea când vreau să o cunosc mai mult pe zi ce trece pe Raluca. Nu mă interesează. Și dacă și când vine, nu dacă, nu e când vine băiatul, că o să vină, vine curând. Nu o să-l cunoști, Raluca? Atât timp cât o să intre în casă, cu siguranță o să ne cunoaștem cu toții. Adică și el o să cunoască fata respectivă, poate nu o cunoașterea în apropiată sau... Da, momentan nu sunt curioasă de altă persoană. Nu ești curioasă. Ok, ăsta este un pas important. Tu ce zici, George? Că tu... Aștept fata nouă. Și tu, Sebaidin?
Păi să vină. Să vină fata? Păi da. Ok, Damaris, să vină băiatul? Să vină, ce Adina. Să vină cât mai repede. Să vină, ce zici, cât mai repede? Să vină cât mai repede. E, pe drum aici, dacă face puțin, se grăbește, ajunge azi, da? Nu știu dacă trebuie să-l alergăm chiar așa. Da, bine, luăm o scurtă, nu o scurtă pauză, luăm o pauză de o oră, cât, nu știu, să mâncați ceva, pentru că după aia, credeți-mă, chiar mă întorc cu acea întrebare, acea întrebare, da? Vedeți pentru cine. Așa că uitați-vă la știri acum, la Observator și de la